România trebuie să respecte reglementările privind protecția mediului impuse de Uniunea Europeană. Poate din acest motiv specializarea Universității Sapienția este atât de căutată, întrucât tineri absolvenți au multe posibilități de angajare la instituțiile publice, inspectorate de protecția mediului, instituții de igienă publică, laboratoare de mediu, organizații civile sau firme care oferă consultanță în probleme de mediu. Este vorba de o specializare foarte agreată de tineri și foarte utilă pentru societatea actuală. Avem laboratoare foarte bine dotate și avem și un paralelism pe undeva, deoarece în cadrul universității noastre funcționează și o specializare de ingineria mediului. Interesul crescut față de specializare și dorința de a oferi o educație de calitate a făcut ca Universitatea Sapienția să solicite acreditarea programului de studiu Științele Mediului. În ședința Consiliului Aracis din data de 26 februarie s-a decis acreditarea programului de studiu. Una din specializările noastre iarăși a primit acreditarea din partea Aracisului. Este un fapt normal. Universitatea arată o calitate a învățământului care sigur stă la baza acreditării acestor specializări. La aceeași ședință au fost analizate și validate alte 46 de programe de studii universitare, dintre care 31 de programe de studii universitare de licență, 16 programe de studii universitare de master și 4 evaluări externe ale calității la nivel instituțional conform documentului atașat.